Cum simțiți după ce ați făcut o coadă așa de mare? Cred că la fel ca toți românii, acum bucuroasă că am ajuns să votez, umilită la coadă, pentru că am stat în ploaie 7 ore, am înghețat. Este umilitor pentru români și cred că așa ne-au privit toți cei care, francezii care ne-au văzut. Deci, cred că trebuie mai mult respect pentru diaspora și cei din țară au plătit prețul pentru cum a organizat alegerile. Dar acum trebuie să schimbăm legea și să lăsăm diaspora să voteze.